Kelemen Hunor, președintele executiv al UDMR, a fost votat sâmbătă la Târgu Mureș drept candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale. El a fost propus de președintele UDMR Marco Bello și a fost votat cu majoritate de voturi de către Consiliul Reprezentanților Unionali. Astfel, din cele peste 86 de voturi valabile, 67 au fost pentru și 19 împotrivă. Consiliul Reprezentanților Unionali a votat prin biletele, iar o comisie de 3 membri a numărat voturile. Înainte să afle că el este reprezentantul UDMR la președinție, Kelemen Hunor declarase că această candidatură nu este distracție, divertisment sau aventură, ci o muncă de reprezentare a programului UDMR.